Salutare, dragi prieteni ai grădinii exotice! Astăzi vom replanta această pasiflora. Pasiflora edulis este soiul. Aceasta aparține familiei Pasifloraceae, care cuprinde peste 500 de specii. Pasiflora este răspândită în principal în zonele tropicale și subtropicale și asta o face o plantă cu fructe exotice. Fructele sunt printre cele mai aromatice fructe, care au foarte mult suc în interior, dar și o pulpă fină. Se folosește în diete, în cure, în amestecuri de smoothie sau cocktailuri. Tratamentele bazate pe substanța activă extrasă din fructul de pasifloră, dar și tratamente naturiste bazate pe fructul în stare proaspătă sunt omologate de medici. Floarea acestei plante este superbă, după cum știți, toate pasiflorele au o floare superbă. Cu precădere, această floare de pasiflora edulis se poate folosi în ceaiuri. Aceste ceaiuri vă pot ajuta în situații de anxietate sau insomnii. Este ceai calmant și antiinflamator, antibacterian, deci și când sunteți răciți puteți să preparați din floarea acestei pasiflore. Ce să vă mai zic, tratamentele care pot fi aplicate din substanța activă extrasă ajută în principiu centrul nervos. În România, aceasta din păcate poate crește doar în spații special amenajate închise, în ghivece mari, unde planta se poate dezvolta destul de bine, pentru că are o creștere acerbă, fiind o plantă cățărătoare. Ea, în mod normal, preferă semi-umbra și umiditatea, dar crește destul de bine și în plin soare. Are nevoie de o cantitate mare de apă, așa că va trebui să o udați la 2 zile. Aceasta pe care vă prezint este pusă din semințe anul trecut și scoasă în toamnă, cred că în luna octombrie, și pusă în această găletușă. Am ținut-o în casă până în luna iunie. Suntem deja în 5 iunie. Și o vom planta în grădină. La fel până în luna septembrie maxim, când o vom scoate și o vom pune din nou în un alt ghiveci mai mare. Să sperăm că va și fructifica anul acesta. Dacă nu, măcar se dezvoltă și o să o punem iarăși într-un ghiveci pentru primăvara viitoare să o scoatem. Găsiți pasiflore și în magazine, în supermarketurile astea, în hipermarketurile mari și în cele de specialitate, dar indicația mea ar fi să luați semințe, să le puneți direct în pământ. Uitați că a crescut destul de viguroasă. Asta e crescut afară în grădină și a crescut fără nicio problemă. Are un verde intens. O vom planta imediat și vă vom ține la curent săptămânile ce vin. Aici va fi groapa finală pe anul ăsta. Ea a fost luată tot cu sol din asta de grădină. Văd că i-a mers destul de bine. Acum să sperăm că va ieși ușor din acest recipient. Groapa e destul de adâncă. Imediat o și punem. Asta foarte bine, rădăcini mari frumoase. În pământul acela din ghiveci am găsit chiar și două râme
Ceea ce înseamnă că îi mergea bine. Vom uda și, bineînțeles, vom pune mulci. Nu uitați, mulciul este cel mai important. După plantare, pentru că menține umiditatea și în timp macerându-se se încorporează în sol ca substanțe nutritive pentru plante. Aici avem și un păr pe care vom pune în lăstarii noi crescuți, pentru că este o plantă cățărătoare, va avea nevoie și de ceva pe care să se susțină. Toate cele bune, prieteni, să ne reauzim cu bine!